Salut, supare din Republica Moldova și nu numai. Astăzi, 7 aprilie, vreau să fac încă un filmuleț ce facem noi acum la Albini. Vreau să spun cu frigurile de la sfârșitul martie, după cum se aștepta Albini, că am dat înapoi. Mecile au sistat uatul, familiile au slăbit aproximativ o ramă, două fiecare. Puietul cu mult mai slab față de anul trecut, spre 2, 3, 4, maxim 5 rame, pe 5 rame, nu 5 rame pline de puiet, pe 5 rame. Vreau să vă arăt, mi-a mai rămas aici încă 6 stupi, ultimii, până acum am trecut prin toți și vreau să arăt și ce facem la moment. De la rezervă, vreau să arăt, am așa rame. Acestea sunt ramele, lucrez în felul următor, în luna august, septembrie, cuiburile stau pe 10 rame. Prin luna octombrie, când fac, strâng cuiburile, organizez cuibul pe iarnă, ramele date, le scot din cuiburi, adică las cuibul obturat pe câte rame ocupă albinele, aceste rame le dau primăvara înapoi la albine. Ca stimulare și ca hrană de completare primăvara, este miere de floarea soarelui, se vede, nu-i cristalizată, este lichidă. Începem lucru. Se primesc la fiecare stup, toamna în august scot din cuib 2-3 rame și primăvara le am ca rezervă, 2-3 rame pentru fiecare stup. Familia tatu avem 7 rame. Cred că mai scoatem una, două, mă vedem. Mâncarea proteică pe lup. De soare, dar e cam răcoare, cam mâncare energetică candidă, adică călări care l-am făcut. Mâncat complet. Vedem în cuiburi. Până la moment am găsit două familii fără regine. Am avut regine din rezervă. Le-am pus și s-a rezolvat. În rest nu mi-a pierit nicio colonie de albini. Atât doar că la sfârșitul martie s-au depopulat. O ramă, două, cum am spus. La moment, toate ramele care nu au puiet pe ele sunt descăpăcite, pentru că albina se prelucrează mierea care a rămas și totodată este și ca o metodă de stimulare. Punem ramă care am descăpăcit-o. Prima de la perete, rama de acoperire, adică mai departe avem prima ramă cu puiet, se vede larvar, deja zilele trecute larvar nu prea se vedea, înseamnă că măcile n-au semănat la sfârșitul martie, și ouă. O ramă cu puiet, a doua ramă cu puiet, larvar, ou foarte bine semănate, pe o parte, pe alta, se vede puietul compact semănat. Încă una e semănată toată, toată este ou, la mijloc căpăcită și larvar. Pe partea asta larvar și ouată, a treia ramă. Ultima ramă, trei rame uate și larvar și căpăcit. Da, aici nu e nimic, îi facem în felul următor. Toate ramele pe care nu-s puiet, le descăpăcim.
Mierea este lichidă, puțină cristale prin, prin miere. Se vede lichidă, măcar că iernesc pe miere de floarea soarelui. Nu am avut probleme nici într-un an, că s-a cristalizat mierea, n-au putut-o să o iei, au murit de foame din pricina asta. Nu a fost așa ceva. Șase rami de ajuns. Punem diafragma. Mai punem și o ramă, rama care am luat-o prima din, am extras-o de aici, o punem la loc. Tot o descăpățim, o parte nu-i nimic care a fost la perete, așa este. Două rame după diafragma, aproximativ un kilogram de miere este, o vor trage în cuib. Plus la aia asta, lucru următor. La fiecare familie am administrat jumătate de kilogram miere cu apă, sirop din miere. O fac în felul următor. Mierea o depozitez, o pun în vasuri, mai bine zis. Cea de sau câmp și de la fâneață o pun în călderi din plastic alimentar. Cea de floarea soarelui o pun în cutii de de la banane, pun peliculă și o torn, cap 60 de kg, e foarte comod. Noi comercializăm mierea singură, adică e foarte comod de scos din așa cutii. Și toate vasele, adică călderile din plastic și toate cutiile, peliculele, folia care a fost în cutiile de la banane unde am pus mierea, toată iarna le colectez. Acum primăvara le spăl în apă. Nu mai știu cât proporția, să spun că e 1 la 1 sau cât, nu știu. Plus adaug 30 de ml de ceai concentrat. Fac ceaiul singur din pelin, sunătoare, gălbinele, cimbur și coada șoarecului. Un ceai puternic și pun 30 ml la 1 litru de sirop. Împotriva nozimozii, aia asta e lucru. Deschidem alt stup. Până deschide alt stup, trecem la jurnal. Am început 2018, avem fiecare foaie, fiecare stup, stupul 90. Avem așa, data de 7, luna a 4-a. Avem 6 rame în cuib, 3 cu puiet. Și avem aproximativ așa, vreo 2 kg în cuib de miere, 1 kg după diafragmă, aproximativ 3 kg de miere în cuib. Și am administrat jumătate de kilogram de sirop de miere. Am trecut, știm că este matca, dacă este puiet, clar că este și matca. Începem alt, deschidem alt stup. După părerea mea, este mai bun. Se ved 2, 4, 6, 8, 9 rame în cuib. Vedem ce albin avem. Mai avem vreo 50 de grame, cred că, de hrană proteică aici, puțin hrană energetică. Au mâncat foarte bine mâncarea asta. Nu vreau să fac anti-reclamă, dar anul trecut am cumpărat de la altă firmă mâncare proteică. Maica nici nu s-au atins de ea. Nu vreau să spun numele, dar asta este. Anul acesta am cumpărat apelucul la prețul de 7 roni kilogramul. S-a prezentat foarte bine. Cred că pe el și o să merg mai departe. Începem de la un capăt.
rama, pot spun că e goală și de mâncare și de albine. Aproape nimic de ea. Descăpățim una mai plină de la rezervă. O zgârie, mai bine zis, nu o descăpățim, dar albine e bine, o curăță. Cristalul le scot înaintea stupului, încurăță ramele bine, pregătesc să fie ramele goale. Rama dată e mai mult cristalizată, dar o curăț foarte bine. Avem aproximativ vreo 2 kg de miere aici. Hai spunem vreo 1 kg de miere lichidă, în jumate, jumate cristale, presupun. Mai departe ce avem. Nu este o oată. Până când o scoatem din cuib. Vedem mai departe. La fel nu avem o opia. Rama dată vedem puietul. În afară de peticul ăsta de miere, restul tot este ouat. Partea asta la fel. Larve, căpăcit. Prima ramă cu puiet avem. Rama dată la fel. Uite așa este ou. Ou, ou, ou. Căpăcit, larvar în mijloc. Partea asta la fel. Avem două rame puiet. Rama a treia. La fel, puiet căpăcit și larvar. A început să ouă și pe unul de trânturi de acum, de fecundat. Ouă. Partea asta la fel, trei rame cu puiet. Pe rama dată avem ceva ou. Puțin de tot pe partea asta, avem vreo 10 ou, poate. O descăpăcim și o punem la locul ei. Puiet, este mâncare, rama dată. Anii trecuți, la 1 aprilie, deja începem extinderea cuibului. Anul acesta strângem cuiburile. Îl voi lăsa pe 6 rame. Albina să fie compactă aici. Din 9 rame, vedeți, doar 6, minus 3 rame. În zilele următoare, cred că încă se vor depopula. Albina bătrână dispare, albina tânără ca atare foarte puțină. Schimbul de albină se face foarte lent. Până la 15-20 aprilie, albina este schimbată complet. Vedem anul acesta cum se vor prezenta stupii la jumătate de aprilie, peste o săptămână, adică. Cred eu încă minus vreo ramă va fi. Aici la fel avem vreo 2 kg de miere, poate nu chiar 2. Punem 1 kg de miere lichidă, pentru că sunt cristale.
Mai adăugăm și ramele care le-am extras, uite. Aici se lichidă toate. Încă vreun kilogram între rama date. Poate nu chiar un kilogram. Aici vreun kilogram precis este. Avem după diafragma aproximativ 3 kg de hrană. În cuib aproximativ am pus rama dată cu 2 kg cristalizat, dar hai 1 kg lichidă, spunem, încă vreo 2 sunt. Adică 3 plus 3 avem aproximativ 6 kg de hrană. Punem și ce-a mai rămas de la turta proteică înapoi în cuib. În plus la turtele date, la ambalajul dat, mai bine zis, pelicula e foarte rigidă, așa ea, albinele nici nu apucă să o scoată printre rame, adică nu se blochează printre rame, ca pungile date le fac ferfeniță, le scot printre rame, uneori se blochează în ordiniș. Punem toată hrana la loc. Așa. Jumătate de kilogram de sirop de miere cu ceai de plante. Albina e blândă, atât doar că ține cam răcoare și nu prea îmblă, de atât așa fac ele. Ține zarvă aici. Trecem și la caiet. Avem familia 91. Scriem 2018. Am intrat în iarnă pe 9 rame. Se vede acum, sunt 6 rame. 3 cu puiet. Undeva 6 kg de miere. Am administrat jumătate de kilogram de sirop. Data 7, luna a 4-a. În comparație cu anul trecut, dacă să ne uităm, pe data de 28 aprilie, erau 6 rame în cuib, 4 cu puiet, mâncare aproape nimic, jumătate de kilogram de mâncare, foarte puțin, au mâncat anul trecut mai mult față de anul acesta. Dar să nu uităm, 6 rame care sunt cu albini acum sunt albini bătrâni față de acele 6 rame de anul trecut de albină tânără, care practic era schimbată la data. Atât am vrut să vă arăt la moment, atât am vrut să vă spun. Vă doresc sărbători fericite, suntem în ajunul zilei de Paște, învierea Domnului, spor la treabă mai departe.